Ziua, stimați cetățeni și reprezentanți ai presei, bine v-am găsit și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Chiar dacă afară s-a mai răcorit, avem în continuare o vară fierbinte din punct de vedere politic, iar toamna se anunță să fie și mai toridă. Partidul Social Democrat European este gata să intre în forță în alegerile locale din toamna acestui an, cu o echipă puternică, cu o echipă de oameni profesioniști care pot să aducă dezvoltare în fiecare localitate din Republica Moldova și să aducă bunăstare cetățenilor. Și asta pentru că Moldova merită mai mult din toate punctele de vedere. Dar noi suntem cei care putem să aducem meritul pentru fiecare cetățean. Începând de la cel mai mic sat din Republica Moldova și până aici, în capitală. Astăzi suntem aici în fața domniilor voastre ca să anunțăm decizia Organizației Municipale Chișinău de a oferi votul de încredere domnului Vadim Brânzaniuc la funcția de candidat la primar general al municipiului Chișinău. Domnul Vadim Brânzaniuc este președintele organizației municipale, este vicepreședinte a Partidului Social Democrat European și are o experiență destul de bogată în administrarea publică locală. Dumnealui este un viitor primar bun și sunt sigur, împreună cu colegii, că este cea mai potrivită candidatură din partea Partidului Social Democrat European și suntem încrezuți că dumnealui va reuși și va învinge. Succes, Vadim! Domnule președinte, stimați colegi, bună ziua, bine ați venit la noi. Vreau în primul rând, înainte de a trece la prezentarea mea, să fac cunoștință cu colegii care sunt astăzi alături de mine și cărora le mulțumesc și inclusiv celor care au venit de la nordul Republicii Moldova, domnului Vecislav Tambur, vicepreședinte al raionului Fălești, domnului Iurie Levinski, președintele raionului Hâncești, dar și colegilor noștri vicepreședinți, doamna Valentina Tonu, prim vicepreședinte a Partidului Social Democrat European, domnul Vasile Găgiu, domnul secretar general Iurie Cazacu, președinții organizațiilor de sector a Partidului Social Democrat European, domnul Alexandru Satirovici, domnul Vladimir Mogola. Le mulțumesc că sunt astăzi alături de mine și împreună începem această luptă electorală pentru Chișinău. Stimați cetățeni, în primul rând vreau să le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat European și în mod special membrilor Organizației Municipale Chișinău pentru încrederea pe care mi-o acordă. Sunt convins că echipa noastră se va prezenta onorabil la alegerile care urmează și va înregistra un rezultat demn care va reconfirma sprijinul de care se bucură Partidul Social Democrat European în societate. Sunt pe deplin conștient de responsabilitatea care cade pe umerii noștri și a tuturor colegilor noștri din Chișinău, deoarece vrem să venim în fața cetățenilor cu o ofertă politică și administrativă serioasă și să punem împreună bazele unei dezvoltări rapide și durabile a capitalei noastre. După cum știți, am o vastă experiență în domeniu, deoarece am activat mulți ani în administrație și cunosc foarte bine problemele din interior. În calitate de pretor al sectorului Buicani, am reușit să realizez mai multe proiecte importante și știu exact cum trebuie de acționat, astfel încât să asigurăm confort și bunăstare locuitorilor noștri. În plus, ultima perioadă am activat în cadrul primăriei sectorului 4 a municipiului București, în calitate de consilier a primarului, unde am contribuit la implementarea unor proiecte urbanistice complexe și am acumulat o experiență extrem de utilă pe care mi-aș dori să o valorific aici, acasă. În opinia mea și a partidului pe care îl reprezint, astăzi Chișinău are parte de o administrare haotică și superficială, iar din această cauză a rămas cu mult în urma unor orașe similare ca dimensiune și posibilități. De aceea, eu și colegii mei ne propunem să schimbăm această situație și să-i redăm capitalei locul pe care îl merită. Fără a intra în detalii
la prioritățile din programul meu politic și electoral, vreau doar să accentuez că aceasta se va axa pe 5 direcții de bază. 1. Dezvoltarea infrastructurii urbane. Și aici am în vedere lucrări nu de fațadă, care se întâmplă și au loc în prezent, ci de realizarea unor proiecte mari și temeinice de infrastructură, care să schimbe Chișinăul la față și să asigure confort maxim pentru locuitorii săi. Proiecte care să asigure un oraș liniștit, fără trafic, fără stres. 2. Atragerea investițiilor în infrastructură urbană și a fondurilor nerambursabile. Acest lucru este extrem de important, deoarece asta ne-ar permite să reducem cu mult din povara datoriilor, care au crescut enorm în ultima perioadă și, în același timp, să valorificăm potențialul uriaș care există în prezent și pe care actuala administrație îl ignoră cu desăvârșire. 3. Dezvoltarea economică. Chișinău trebuie să devină un motor al economiei naționale și un hub de afaceri. Iar pentru asta e nevoie de o strategie pe termen lung care să cuprindă inclusiv asigurarea unor condiții atractive pentru investitori. Astăzi, businessul în Chișinău este axat pe mai mult pe comerț și servicii. Dar noi credem că el trebuie transformat într-o zonă industrială puternică, care să genereze locuri de muncă bine plătite și, desigur, profit atât investitorilor, cât și bugetului municipal. Un alt punct extrem de important este componenta socială. Și aici mă refer la creșe, grădinițe, centre de creație, hub-uri pentru copii și tineri, complexe sportive și o infrastructură sportivă în toate sectoarele municipiului Chișinău. Din păcate, astăzi Chișinău este dominat de stres, în cea mai mare parte, deoarece oamenii de aici întâmpină disconfort la fiecare pas, când ar trebui să fie exact invers. Și ultimul, al cincilea punct prioritar din programul nostru, va fi dezvoltarea suburbiilor. Constatăm cu regret că locuitorii noștri din suburbii sunt discriminați în continuare, aproape la toate capitolele și se confruntă cu probleme mari, care ar putea fi ușor soluționate. Începând de la căile de acces, transport, până la infrastructură, birocrație și altele. Eu cred că și ei merită mai mult și noi vrem să le asigurăm ceea ce merită. Acestea sunt prioritățile noastre, în linii mari. Iar pe parcurs vom veni cu un program amplu și exact, în care vom descrie punctual viziunea noastră cu privire la dezvoltarea orașului Chișinău. Le mulțumesc încă o dată colegilor mei pentru încredere și susținere, iar locuitorilor și cetățenilor noștri vreau să le transmit un singur lucru, pe care ar vrea ca ei să-l rețină. Chișinău merită mai mult, fiecare localitate merită mai mult, Republica Moldova merită mai mult. Vă mulțumesc! Domnul Alexandru Safirovici este președintele organizației sectorului Botanica, colegul nostru, și vreau și dumneavoastră să spună câteva cuvinte. Bună ziua! Добрый день! Чего сегодня больше всего не хватает в муниципе Кишинев, это видение четкой стратегии. К сожалению, сегодня все мероприятия принимаются по инерции, без четкой стратегии действий. Нынешнее руководство не знает, с чего начать, не знает, в каком направлении двигаться. К сожалению, эта ситуация недопустима. Наш кандидат Вадим Бронзанюк обладает достойным опытом, четкой стратегией и умением принимать смелые решения, которые так сегодня необходимы нашей столице и нашим гражданам. Вадим Бронзанюк не понаслышке знает о управлении городом. Он имеет опыт, который получил, будучи претором сектора Буюкань, а также советником примара сектора 4 города Букурешт. Проекты, которые Вадим Бронзанюк подготовил, реализовал, можно увидеть сегодня в реальности, а не на предвыборных листовках. Я хочу заверить нашего кандидата в том, что с нашей стороны, от команды, мы поддержим его во всех начинаниях, а также пожелать удачи в предвыборной борьбе. Спасибо. Și domnul Юрий Казаку, секретарь генерала партии социал-демократии Европеан. Стимации репрезентанции и масс-медиа, дорогие коллеги, eu am să adaug doar câteva cuvinte referitoare la rolul și importanța Partidului Social Democrat European în viața social-politică din Republica Moldova. Suntem un partid cu o istorie lungă și cu o vastă experiență, dar cel mai important, suntem o forță care a pus mereu în prim plan calitatea oamenilor.
Degeaba spui vorbe frumoase și arunci promisiuni în stânga și în dreapta, dacă nu ai o echipă capabilă să înfrunte provocările și să îndeplinească ceea ce promiți. Astăzi, lumea are posibilitatea să se convingă cât de important este să taci și să faci. În loc să vorbești mult, dar să nu lași nimic în urma ta. Din păcate, oamenii noștri s-au lăsat manipulați și seduși de cei care guvernează astăzi Republica Moldova. S-au convins cât de tare au greșit atunci când au ales demagogia în locul faptelor concrete. PSD a pus accent mereu pe echipă, pe oameni, iar oamenii noștri s-au remarcat întotdeauna prin competență, în primul rând. Primarii noștri, miniștrii noștri și orice coleg de-a nostru de echipă care a fost într-o funcție sau alta, o anumită etapă a activității, au ieșit în evidență, în primul rând, prin eficiență administrativă și capacități manageriale extraordinare. Iar acest lucru nu-l poate contesta nimeni, indiferent dacă ne susțin sau nu. Colegul nostru, Vadim Brânzaniuc, este unul dintre acești oameni și am deplin încredere că știe ce are de făcut, dar cel mai important, că are și capacitate să-și îndeplinească angajamentele și sarcinile asumate. Chișinăul este inima Republicii Moldova, motorul dezvoltării și principalul reper, atât pentru cetățenii de Republica Moldova, cât și pentru prietenii noștri din afară. Iată de ce direcția în care se va îndrepta Chișinăul va fi și direcția în care se va îndrepta ulterior Republica Moldova. Iar locul Republicii Moldova este, în opinia noastră, alături de România și marea familie europeană. Prin urmare, Chișinăul trebuie să devină locomotiva care ne va duce în lumea civilizată și prosperă. Îi doresc succes lui Vadim, dar și tuturor colegilor noștri candidați care se pregătesc să intre în această luptă electorală pentru dreptate și bunăstare. Și am toată încrederea că echipa Partidului Social Democrat European va reuși. Cu Doamne ajută, stimați colegi! Într-un ceas bun. Colegi, dacă cineva din dumneavoastră mai vrea să zică ceva, dacă nu suntem dispuși să răspundem la toate întrebările colegilor din mass media. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim de prezența dumneavoastră într-un ceas bun și sunt sigur noi vom reuși, Chișinău vom reuși, Republica Moldova va reuși. Noi credem în capacitățile Republicii Moldova, credem în capacitățile municipiului Chișinău și credem că lucrurile pot fi schimbate. Într-un ceas bun, Moldova merită mai mult.